Salutare și bine v-am regăsit la un nou update despre piața de criptomonede. Astăzi vreau să vorbesc puțin despre ceea ce s-a întâmplat în weekend și unde suntem în momentul de față, ce facem, care este următorul pas. În prima fază vreau să vă spun un lucru destul de interesant pe care probabil mulți dintre voi care sunteți în această piață nu îl realizați. Și anume faptul că suntem într-un sezon de criptomonede alternativ veritabil. Uh, și spun acest lucru pentru că unii dintre voi sau unele persoane uh, cred că încă nu este un sezon al criptomonedelor, uh, uh, cum spuneam eu la începutul live-urilor, dar de fapt realitatea este alta. La 1 ianuarie, la începutul uh, acestui an, până în prezent, am fost în continuu, cu puțină pauză, într-un sezon de criptomonede alternative. Dominanța Bitcoin s-a mutat cam din, de la, uh, din ianuarie până în prezent de la 70%, 73-74% la 40%. Deci, practic, s-au mutat bani din Bitcoin în criptomonede alternative. Și am ajuns la un punct foarte interesant, un punct în care apetitul pentru risc, apetitul pentru uh, a face bani rapid este atât de mare încât au apărut tot felul de criptomonede care sunt niște, efectiv, niște uh, nimicuri Niște criptomonede care, care sunt probabil experimente în sine Cei care le-au dezvoltat au zis Băi, hai să ne oare, oare mușcă proștieștea? Și de ce vă spun chestia asta? Pentru că, uh, uitați, avem și Inu și Inu care este teoretic Numele Shiba Inu vine de la uh, rasa cățelului de pe moneda Dogecoin uh, Rasa respectivă este și Inu Și cineva a făcut moneda asta și Inu a trimis 50% din ele la, la Vitalik, fondatorul Ethereum, și au zis, bă, hai să vedem care e treaba, mușcă ăștia. Hai să vedem, au mușcat, dacă dăm aici pe Maxim, vedem că au mușcat, uitați aici ce au mușcat oamenii. Acest lucru de obicei se întâmplă în sezonul criptomonedelor alternative și ce se întâmplă de obicei? Banii care se mută din Bitcoin sau banii care intră noi în piață au un apetit mai mare la risc pentru că piața este într-o continuă creștere și nu există posibilitatea de a pierde. Și când nu există posibilitatea de a pierde, banii merg în lucruri riscante. Și exact asta se întâmplă, dar am ajuns la un punct în care uh, această mutare a banilor sau acest retail, aceste, aceste noi valuri de oameni care intră în piață sunt efectiv ieșite din comun la nivelul în care la fel s-a întâmplat și în 2017. Deci în 2017 să știți că nu a fost ceva diferit, se întâmplă, se repete istoria foarte, foarte bine. De exemplu, avem o monedă care se numește Cam Rocket. Dați seama, Cam Rocket. Nu vreau să traduc ce înseamnă Cam în limba română, dar cei care puteți căuta pe Google ce înseamnă Cam. Cam Rocket, fraților. O așa criptomonedă. Și uitați-vă din care ce-a făcut Cam Rocket. Am experimentul ăsta ce-a făcut a văd că a avut o, bu o bulă, a crescut și cam rachet. Mai avem încă o criptomonedă, Pussy Finance, Financial. Pussy, what the fuck? Unde suntem, dragii mei? Unde, 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 care este gradul de nebunie în care suntem în acest moment, în această piață? Și asta vedem în dominanța de, uh, Bitcoin-ului, adică oamenii își mută banii sau nu oamenii neapărat, ci piața intră din ce în ce mai mult în proiecte de criptomonede alternative, iar s-a ajuns la un extrem în care nu se mai ține cont de un fundament. Aceste criptomonede nu au nici un fundament, cam rocket, what the fuck, ce fundament să aibă one cam rocket, pas, pusi uh, pussy financial, ce fundament să aibă pussy financial. Deci suntem într-un punct în care e o nebunie extrem, extrem de mare și la fel s-a întâmplat și în 2017, repet. Și uh, de obicei când ajungem un punctul respectiv, în sau cel puțin așa s-a întâmplat în 2017, este apogeul în care oamenii intră în piață, adică este calitatea de oameni care intră în piață și cumpără criptomonede Este la, la nivel de fundamental, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar la nivel de uh, cultură este din ce în ce mai jos Oamenii care vin și cumpără Pussy Financial sau Cam Rocket, uh, probabil sunt un procent din oameni care cumpără, așa să se speculeze, asumați dar majoritatea oamenilor de genul acesta gândesc că astea vor, fi, vor ajunge la, un, la o valoare extraordinar de mare și că vor ajunge bogați dacă cumpără cam rocket. Adică am ajuns la o, un punct foarte interesant din această piață și asta se vede și din, din această dominanță căzută și tot ce cade atât de puternic, asta e o cădere parabolică. Deci cum e creștere parabolică, asta e o cădere parabolică. Această cădere parabolică sunt șanse să nu mai dureze atât de mult și să putem și să vedem ceva de genul acesta, să vedem ceva de genul acesta. Bam, să ia în sus, să fie un V. dar doar sunt șanse. Acum haideți să mergem și la și un pic am mai pus eu aici top meme coins, adică sunt o grumadă, Dacă intrați pe CoinGecko și cu dați la categoria meme coins, vă puteți minuna voi în și vă cu nebunia de criptomonede de meme care au apărut din, din Iant și care efectiv sunt, sunt nu știu, niciun fundament n-au, inclusiv cu Dogecoin în, în, în frunte. Mergem mai departe și ca, ca să vorbim puțin despre unde stăm în momentul de față, ce face Bitcoin. Am intrat sau nu în un bear market? Intrăm sau nu în un bear market? Acum, eu știu că am avut un weekend cu peripeții foarte mari, adică, un rolul cost emoțional foarte puternic pentru cei care sunt în această piață. Revin la ceea ce vă spuneam de multe ori și anume faptul că atunci când intri în această piață trebuie să să-ți asumi faptul că rămâi în această piață cel puțin 5 ani de zile. Pentru că dacă intri de azi pe mâine riști să pățești ce de multe ori se întâmplă în această piață și să cazi victimă volatilității. Acum vedem că Bitcoin a închis săptămâna sub Două, media de preț din ultimele 21 de săptămâni, și acest lucru, din punct de vedere tehnic, ne poate spune multe, dar, totodată, foarte multă lume știe că dacă închidem sub media de preț din ultimele 21 de săptămâni, vine bear market -ul. Și dacă toată lumea, multă lume vorbește despre chestia asta, sunt șanse să nu se întâmple acest lucru. Și am închis, într-adevăr, peste. Sub, pardon, media de preț din ultimele 21 de zile, dar din punctul meu de vedere, uh, au crescut șansele să mergem spre un bear market, să mergem ca Bitcoin să continue căderea. Au crescut șansele, dar asta cu bear market și bull market nu se întâmplă ceva de genul așa: albă-neagră. Ai dat albă-neagră. Nu. Se întâmplă oarecum într-un progres și șansele este ca un este ca o săgeată. Aici este că e bear market și aici este bull market. Și cu cât se întâmplă anumite condiții, se duce acea săgeată spre bear market. E, în momentul de față e adevărat, săgeata merge ușor, ușor spre bear market. Nu suntem încă, din punctul meu de vedere, în bear market, dar săgeata tinde să meargă în direcția respectivă. Acum vrem să vedem ce se va întâmpla săptămâna asta și săptămânile următoare, pentru că, din câte vedem noi aici, pe acest grafic, Bitcoin Bitcoinul este într-un sideways, încă, chiar dacă a închis sub media de preț în ultimele 21 de săptămâni. Dar, în același timp, cresc șansele să continue să închidă și să meargă mai în jos. Trebuie să ne asumăm acest lucru și trebuie să fim ok cu acest lucru. Dar, ca și idee, în momentul de față, înjurarea pe acest lucru crește și e normal să crească pentru fiecare dintre noi. Uh, mai ales cei care nu sunt asumați în această piață, de obicei cei sunt, acei, acele persoane sunt persoanele care sunt scuturate uh, și efectiv e, e, ar fi interesant că în această zonă, fix, fix în această zonă, să acele persoane sau banii care intră superficial în piață să fie scuturați și după aceea piața să, în zona asta să intre alte, alte funduri smart, smart money și în această, în această zonă după aceea piața să ia frumos în sus să-și Există și scenariul acesta. Există și scenariul acesta și această zonă a fost doar așa un fel de a scutura superficialitatea din piață și aici se intre să fie un spațiu de acumulare pentru mai multe, mai multe mai mulți indivizi sau mai multe instituții pe partea de smart money și după aceea prețul să continue înapoi în sus. Dar, asta e un scenariu, mai există și scenariul în care pur și simplu să fim martorii unei căderi. Dar dacă mergem și comparăm, să zicem, facem scenariul în care ajungem în bear market, deși eu încă tind să nu, să nu mergem în direcția respectivă. Dacă comparăm bear market-ul ăsta care este acum în momentul de față cu cel din 2018 pe care îl avem aici și la fel sunt pe un grafic, fiecare candle reprezintă un grafic, pardon, fiecare candle reprezintă o săptămână. Dacă el să-l co să comparăm, vedem că s-a întâmplat inițial a fost o creștere parabolică pe o săptămână ceea ce s-a întâmplat oarecum și aici dar a avut un dip în zona asta și după aceea după această creștere parabolică vedem o cădere într-o singură săptămână de aproximativ 53%. La noi în cazul nostru în momentul de față n-am văzut această cădere. N-am văzut o cădere de 53% provocată de o panică, o panică extraordinar de mare. La noi panica noastră din ultima, din săptămâna trecută, a fost una lejeră, adică o cădere de câteva procente, de 20 de Și dacă luăm de, de sus, dacă luăm de sus, vedem că această cădere este în grafic oarecum, pentru că în bull market, în bull market sunt căderi de aproximativ 35-40% a Bitcoinului și vedem că această cădere a avut, să zic, un, un procent de 35% nu e ceva nu știu ce și această cădere n-a fost într-o singură săptămână de panică. Și asta dacă e să comparăm aceste două lucruri, dacă e să le comparăm, această panică aici practic s-au ars foarte multe persoane în zona asta și aici este un side, este un zigzag. Nu, dacă e să o luăm spre sud, dacă e să cadă prețurile, probabil o să intrăm într-un bear market mai ușor. Dacă e să intrăm în bear market. Dar acum rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla. Deci sunt prime, este primul scenariu în care este prețul încă sideways, cum e acum, pentru că ține suportul acesta de 42.000 de dolari. Și mai este scenariul 2 în care există posibilitatea să existe un bear market, dar acest bear market să nu aibă un procent o cădere spectaculoasă pe care o a avut o Bitcoin în, în bear bear marketul din 2018 și anume dacă cobor până jos în zona de acumulare, până minimul de jos este aproximativ o cădere de 87%, 86%. Ei, deocamdată la Bitcoin este, în momentul de față, nu prea avem condițiile pe care le-am avut în 2017-2018 ca să spunem că, că urmează un bear market, dar niciodată să nu spui niciodată. Deci aceste două scenarii încă sunt valabile. În momentul de față, dacă e să gândim obiectiv la prețul la care suntem în momentul de față, cel mai probabil să se întâmple scenariul 2, adică Bitcoin să, să, dacă are șanse, în momentul de față, unde e prețul acum, să o ia în jos și să avem un mini bear market de genul, de genul acesta, de care vă spuneam. Dar dacă e să le comparăm aceste, și dacă ne uităm, nu, am, nu mai vreau să stau acum, să pierd timpul, dar dacă ne uităm și pe... Căderea din 2013 la fel, au avut o săptămână de cădere în panică foarte puternică și așa mai departe. Probabil, acum rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla. Din punctul meu de vedere este că, din punctul meu de vedere, eu sunt pe poziții și suntem pe poziții, sunt acum recomandări financiare, nu pot să dau nimănui, dar trebuie să treceți prin acest domeniu ca și, adică trebuie să rămâneți expuși în acest domeniu, fie că vreți fie că nu vreți, dacă vreți să fiți în acest domeniu pe termen lung. Ca săptămâna asta știți, weekendul ăsta de fapt care a trecut, s-au întâmplat anumite lucruri. Și anume, mai, Elon Musk a început să se distreze iar și să facă mișto și să posteze tot felul de chestii pe, tweet, pe Twitter. Pardon. O să fac un video în care o să explic de ce Elon Musk habar n-are de acest domeniu, dar până, în momentul de față vreau să mă rezum doar la faptul că Elon Musk să vă arăt câteva postări pe care le-a postat și să le discut. Uite, de exemplu, acum Michael Saylor a venit cu niște argumente cum că Bitcoin nu neapărat este, în fine, pro-Bitcoin și el în masă la mișto și a zis Sailor Moon. Și foarte amuzant, pentru că Sailor Moon este un caracter de desene animate, caracter anime de desene animate și și au luat numele și au pus mun și seller Moon și se distrează omul în weekend ca și orice CEO de companie când are timp liber între pe Twitter și se distrează. Și vedem aici o postare interesantă care a dus oarecum și piața în incertitudine și anume faptul că Mr. World, sau cum îl cheam pe ăsta, Mr. Balenă, spune să nu, vă, să nu vă, mirați când, când la următorul raport financiar Tesla arată că a vândut toți bitcoinii. Nu trebuie să-l să să învinoțim pe, pe Elon Musk pentru asta, pentru că Elon Musk este oarecum hate-witch și așa mai departe, ceva de genul ăsta, vrea să dea de înțeles. Și Elon Musk a venit și aici, aici și a scris Indeed, adică gen uh, i-a dat dreptate, așa este. Uh, și de acolo a plecat o nebunie, o oarecum o incertitudine în piață. De fapt, nu a plecat, că deja era incertitudinea în piață, ci a crescut catalizatorul. Elon Musk a dat drumul iară, a mai pus gaz pe foc și a mai, cre a mai creat o incertitudine și mai mare. Dar vedem că astăzi, chiar acum o oră, a clarificat situația și anume a spus că, pentru a clarifica, clarifica speculația, Tesla nu a vândut niciun bitcoin. Deci, speculația cum că există o posibilitate ca Tesla să vândă Bitcoin bitcoinul a fost clarificată chiar de Elon Musk și a spus că uh, nu a vândut niciun Bitcoin, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Și asta înseamnă că probabil avem șansele ușor, ușor să, să o ia spre nordul piața, dar uh, în momentul de față v-am spus, sunt două scenarii, nimeni nu știe ce se va întâmpla, nimeni nu știe ce se va întâmpla, e doar vorba de probabilitate. Probabilitatea în momentul de față duce spre scenariul 2, în care putem să avem un mini bear market. Uh, mă, zic de probabilitate uitându-mă la prețul actual, unde se află prețul actual. Dar aici poate să mai vină Michael Seller să mai cumpere Bitcoin de 300 de milioane de dolari, să mai vină nu mai știu ce altă companie să mai cumpere sau altă indivizi să mai cumpere Bitcoin și ușor, ușor să, să se facă un suport ăsta să țină și să o ia după aceea spre Nord. Pentru că, din punctul meu de vedere, până nu vedem o creștere parabolică pe care am văzut-o și în 2017 pe Bitcoin, eu consider că nu cred că o să avem un bear market. Până nu vedem o creștere de genul acesta foarte puternică și după aceea un panic sell de vreo 50% într-o singură săptămână care să, să confirme că, suntem în, că, că a fost cineva care s-a ars, cineva care a pierdut foarte mulți bani că a cumpărat aici, Cam 99% din oameni, să știți, cumpără în zona asta, nimeni nu cumpără, Adică 1% cumpără aici sau mai jos. Deci 99% din oameni cumpără aici, în, în, în panică. E. Când începe panic sell-ul, automat o să fie o durere foarte mare psihologică pe oamenii respectivi și o să aibă o repulsie față de, de Bitcoin, și o perioadă de, de timp nu o să se mai atingă de el nici cu gândul. Da, cam asta, este, cam asta este episodul în această zi, din această dimineață. Um, dominanța este în scădere, trebuie să țineți scot de chestia asta. Și Inu, Com Rocket, Positmark, Mark, uh, Financial și alte meme uri meme coin de genul acesta sunt niște semne de uh, o intrare, un val de uh, începători în piață, de oameni începători în piață care efectiv nu au niciun, uh, niciun Fundament. nu știu nimic despre această piață și mi-e teamă că această cădere, de, că, cădere, cădere, parabolică se poate întoarce invers și în condițiile în care Bitcoin o ia spre sud și în condițiile în care Bitcoin o ia, pe nord, o ia spre nord. Deci, indiferent, această cădere parabolică a dominanței se poate întoarce în favoarea Bitcoinului curând, pentru că nimic nu ține la nesfârșit. Și acum e la 40%. Și asta ne spune tehnicul și piața ne spune că sunt o groază de, sau multe criptomonede care foarte fac pussy financial, cam rocket. Dragii mei, e nebunie, adică cine spune că nu suntem în alt season, greșește enorm, suntem într-un alt season prostesc. Adică și în 2017 era alt season, dar nu n-am văzut niciodată pusi, financial sau cam rocket care să crească. What? Deci e, e wow, da, deci cam asta e pentru astăzi. Eu sper că v-am lămurit. Acum, din punctul meu de vedere, eu rămân pe poziții. Uh, nu știu, acum fiecare dintre voi decide, ia decizia, dar uh, gândiți-vă și mai analizați un pic decizia pe care ați făcut-o intrând în această piață și acum, dacă ați intrat, cum ajută de a intrat aproape de la 65.000 uh, și n-ați trecut prin acest roller coaster, Acum e momentul să faceți cunoștință cu piața, cunoștință cu piața de uh, Bitcoin. Știu ce face, Mike, uh, ce face Elon Musk pe, pe, pe Twitter, ce, face, ce, vorbe, ce, ce discuții sunt pe Twitter. O să fac un alt episod despre treaba asta și o să explic de ce Elon Musk nu știe ceea ce vorbește. și Indiferent dacă Elon Musk, dacă e Tesla, nu e Tesla, piața asta o să meargă mai departe, Bitcoin o să meargă mai departe pe termen lung și această, acest zigzag, acest dip pe care îl vedem noi aici, o să fie ca și dipul pe care îl putem vedea, nu știu, în 2016, dau un exemplu, ca, una, ca dipul acesta poate fi, de exemplu, care la fel a creat multă panică atunci, dar nimeni mai știe nimic de el, o trecut și... Toată lumea cei care au ținut și care au gândit pe termen lung ce au făcut au avut foarte mult de câștigat pentru că chiar dacă a crescut bitcoin la 20.000 de dolari și n-au vândut nici acolo, a ajuns în punctul în care acum este 45.000 de dolari și uh, au un randament extraordinar de mare. Deci, despre asta este vorba în această piață. Welcome to the crypto, dragii mei! Vă mulțumesc foarte mult că v-ați urmărit. Sper că v-am ajutat și că v-am ușurat un pic uh, analiza. Ne vedem la următorul clip în care vreau să vorbesc puțin despre uh, factorul Elon Musk, să zic așa. O zi cât mai productivă vă doresc și o săptămână la fel. Numai bine! Pa, pa!